Încântare pentru fanii lui Adi Molnar. Solistul reghinean a fost chiar des prezent în această vară în zona noastră. Alături de trupa Etajul 4, Adi Molnar a susținut mai multe concerte, începând cu zilele municipiului și continuând cu festivalul Văigurghiului. Revenirea pe scena de acasă a fost emoționantă pentru artist, dar i-a rezervat doar surprize plăcute din partea publicului. Sunt vreo cel puțin 4 ani, 4-5 ani de când am mai cântat la Reghin, deloc, adică nici măcar în club sau așa, după despărțirea de trupa 112. A fost o senzație foarte plăcută, m-am simțit, nu știu, eram în al 9-lea cer, mai ales că știam că sunt părinții mei în public și oamenii dragi mie pe care nu că i-am lăsat acasă, au rămas acasă și nu i-am luat cu mine fizic la București. Dar în suflet sunt în permanență alături de mine. Adi mărturisește că în ultimii 7 ani n-a mai avut parte de o vacanță adevărată. Contractele pe care le-a avut cu posturi naționale de televiziune, participarea la Eurovision în anul 2009 și alte obligații contractuale l-au împiedicat să aibă timp de relaxare. Totuși, acum se bucură din plin de zilele petrecute acasă. Uite, sunt acasă, sunt în vacanță. După o perioadă destul de lungă, petrecută în București, cu concerte, cu activități, am zis că ar fi bine să vin și eu în vara asta acasă la părinți să-i văd. Și a mai fost pentru că am avut o serie de evenimente aici în zonă. Am avut odată un concert pe Valea Gurghiului, la festivalul ce s-a încheiat săptămâna trecută, și la zilele orașului Târnăveni. I-am adus pe băieții din București, cu care sunt acum Etajul 4, i-am adus după experiența de la Reghin, i-am adus încoace, încă o dată. Solistul reghinean este din nou pe val, după ce în anul 2006 a câștigat concursul național destinat tinerelor talente, Fresh Star, apoi a participat la preselecțiile pentru Eurovision și Cerbul de Aur. Acum este implicat trup și suflet în proiecte muzicale cu trupa Etajul 4, alături de care a și lansat un single anul acesta. Ce înseamnă Etajul 4? E compusă dintr-o serie de artiști consacrați deja, instrumentiști, care au cântat cu nume mari din showbizul românesc. Pot să și enumăr pe Nicola, pe Loredana, Partizan, Spitalul de Urgență și mulți alții. Mai multe despre planurile lui Adi Molnar și impresiile sale asupra vieții tumultoase în lumea showbizului românesc, aflați la Dareghin TV, duminică, de la ora 21:30, în emisiunea Reghin Exclusiv.